O turistă încălțată în espadrile s-a accidentat grav la picioare după ce s-a aventurat spre vârful retezat. Nu a mai ajuns însă la destinație. Fiind la jumătate de oră distanță de vârf, femeia nu a mai putut înainta, deoarece s-a accidentat grav la gleznă. Două echipe de salvamontiști au plecat înspre turistă. Au reușit să o imobilizeze, dar nu au putut să o coboare terestru, fiind solicitat sprijinul unui elicopter. S-a accidentat în vena în plan cadera, de la rândul răspunzător, undeva sub vârful retezat, la niște ori urmite de cădurile pe traseul Drumul Roșu, că pe creasta pe legele cădurile ușoră, pe zona de sex feminin, a avut un traumatism sever la unde inferioară. A solicitat acordarea de prim ajutor de urgență, a plecat echipa de prim răspunzător ușor. S-a durat un pic până avem la victime, undeva două ore, pentru că procesul este destul de lung, 3-4 ore. Și am ajuns foarte repede la victime, zic în două ore, pentru că traseul m-a spus că cam de 4. Ce aveți cauza? Ce s-a întâmplat? Echipamentul necorespunzător, adică vii la minte cu o pincuță din pulvă, se pare așa, da, vrei să te sacrifici sau să-ți faci singur Salvamontiștii reamintesc montaniarzilor să se echipeze corespunzător atunci când urcă pe munte. Indiferent de traseul pe care și-l aleg, trebuie să uit un pic la deschiderea traseului, la timpul care sunt alocat la un traseu și de pregătirea fizică și de puterile fiecare. Adică, de doamna, înțeleg că toți vor să atingă un vârf protezat pe larga, pe pușa, se va de cât mai multe vârfuri din zona masivului retezat și mai, însă trebuie să vezi și de forțele tale proprii, cam poți să faci și o treabă asta, poți să te duci pe traseul respectiv, care spune că e de 4-5 ore doar dus, 4-5 ore trebuie să te mai și întorci, bașca la întoarce, e mai obosit, picioare și încetirile cedează, e de ce mai greu rupsatul din spate și așa mai departe. Dar dacă nu ai o încălțăminte corespunzătoare, cum sunt acele pincuțe, avida și chiar, îi nu țin glezna. Intervenția salvatorilor a durat aproximativ 2 ore.